Mai multe localități din raionele Orhei, Rezina și Șoldănești au rămas fără energie electrică în urma ploilor abundente din noaptea de duminică spre luni. După ce echipele furnizorilor au intervenit în teritoriu, accesul la energie electrică a fost restabilit în satele Gordinești, Trifești din raionul Rezina și Parcani, raionul Șoldănești. Către amiaza zilei de luni, trei sate din raionul Orhei și o localitate din raionul Rezina mai rămâneau fără energie electrică. Raionul Orhei, avem la moment trei sate de conectate de lumină, din care sunt Doniști, Tilișeu, Samananca. În Rezina noi am avut trei sate de conectate de lumină, la moment de conectat numai Pireniu. O gospodărie din raionul Orhei a suferit pagube materiale. Orașul Orhei, strada Meștri Manole 12, la cetățean Busuioc Nicolae, a fost inundat sub solul cu apă. S-a efectuat lucrări de pompare, de către efectivul OSP-34 Orhei. S-a pompat aproximativ 20 de metri cub de apă. Meteorologii prognozează ploi izolate pe tot parcursul acestei săptămâni. Temperaturile totuși vor fi înalte, dar nu vor coborî mai jos de 25 grade Celsius pe timp de zi.